În prezent, nu cred că există zonă împădurită în România unde să nu ai șansa să te întâlnești cu un urs. Nu fluieri, nu țipi, nu faci gălăgie atunci când ai văzut ursul. Ursul nu zgârie, el omoară. Pentru el este o chestie de viață și de moarte. Locuiam în perioada aceea în orașul Vatra Dornei. Copil fiind, ne-a stâmpărat, cutreieram pădurile din zonă împreună cu prietenii mei. Și nu puține au fost zilele când plecam în căutare de comori prin pădurile de brad. Și ne-am pierdut de atâtea ori printre copacii înalți încât am avut noroc. Noroc să ne întoarcem acasă teferi, cam murdari adevărat după ce ne mai alerga câte un câine vagabond, însă mă bucur că nu ne-am întâlnit niciodată prin pădure cu un urs. Ne mai speriam noi, țipând, uite ursul, uite ursul, arătând cu degetul spre un copac oarecare, apoi fugeam care încotro. Ca să fiu sincer, habar nu aveam cum să reacționez în cazul în care vedeam unul pe bune. Totuși, urșii din zonă cred că ne evitau pentru că eram foarte gălăgioși. Vorbeam, țipam, alergam. În prezent, nu cred că există zonă împădurită în România unde să nu ai șansa să te întâlnești cu un urs, chiar dacă zona este intens circulată de turiști. Nu este clar câte exemplare de urs trăiesc în pădurile din România. La ultimul recensământ din 2016 au fost raportate aproximativ 6.000 de exemplare, dar este posibil ca numărul lor să fie mult mai mare în prezent. Așa că în episodul de astăzi vă propun să aflăm 10 sfaturi vitale pentru amatorii de drumeții montane, recomandate de profesor universitar doctor inginer Ovidiu Ionescu, prodecanul Facultății de Silvicultură din Brașov. Salutare dragilor, eu sunt Gabriel Icosa și astăzi vorbim despre animale. Dacă și tu vrei să descoperi alături de mine aceste creaturi minunate, abonează-te la acest canal. Deși primul lucru la care te gândești atunci când vezi un urs este să o iei la sănătoasa, acest instinct este o mare greșeală dacă îl pui în practică, deoarece, oricât de antrenați am fi, nu am avea cum să alergăm mai tare decât un urs. Așadar, dacă ai văzut ursul, te oprești și te retragi încet pe același traseu pe care ai venit, însă cu fața spre animal. Nu fluieri, nu țipi, nu faci gălăgie atunci când ai văzut ursul. Asta s-ar putea să-l agite și mai tare și să-l determine să atace. Zgomotul se face înainte de a vedea ursul, dacă ești pe o potecă de munte, tocmai pentru a avertiza animalele că ești în pădure și să le dai timp să se retragă. Este esențial să nu mergi în liniște pe traseele montane sau prin pădure. Dacă ești însoțit, vorbește tare cu colegul de drumeție. Dacă ești singur, fluieră, țipă sau cântă. Chiar dacă are un nas fin, ursul nu poate distinge mirosul în cazul în care vântul bate dinspre el. Dacă întâlnirea urs-om se face brusc și animalul este luat prin surprindere, este posibil să fie tentat să atace. Deși există spray-uri anti-urs, acestea trebuie să fie de capacitate mare pentru a fi eficiente. Jetul de substanță iritantă trebuie să ajungă măcar la 10 metri distanță. Substanța nu este dăunătoare pentru animal, dar provoacă o iritație a căilor respiratorii și determină ursul să fugă. După ce ați activat spray-ul, nu fugiți. Vă retrageți ușor pe același traseu pe care ați venit cu fața spre animal. Nu întoarceți nicio secundă spatele. Petardele pot fi eficiente, dar nu tot timpul. Din păcate, urșii au început să nu mai asocieze zgomotul produs de petarde cu vânătoarea. Nu-l mai asociază cu un pericol iminent și există posibilitatea să nu se sperie. Atenție mare la arborii doborâți din pădure, mai ales la cei care au și rădăcina scoasă din pământ. Este locul pe care masculii de urs îl aleg pentru a-și face bârlog. Femelele care au pui își fac adăposturi mult mai elaborate și mai ferite, de regulă în peșteri. Nu vă poziționați între puiul de urs și mama acesteia. Femela va considera că vreți să-i atacați puiul și va deveni foarte agresivă. Când vedeți un pui de urs, procedați exact ca atunci când vă întâlniți cu un urs adult. Poate fi la fel de periculos. Puii de urși sunt însoțiți mereu de mama lor. Chiar dacă nu o vedeți pe ea, de prima dată, cu siguranță este undeva în apropiere și se pregătește de atac. Urșii nu se joacă. Atunci când vedeți un urs care aleargă și face tumbe prin pădure, fiți convinși că joaca lui are intenții criminale. Nu oferiți mâncare, nu vă îndreptați spre el și nu vă apropiați să le faceți fotografii.
Pentru că hrana este din belșug, femelele de urs au început să fete mai mult de 2 pui. În prezent au fost observate 6 cazuri de ursoaice cu 5 pui. În Sinaia, de exemplu, recent, a fost filmată pe străzile din oraș o ursoaică însoțită de 4 pui. Așadar, dacă ați văzut 2 pui în pădure, nu înseamnă că nu mai sunt și alții în imediata apropiere. Singurul gest salvator este să vă retrageți încet, neapărat, pe același traseu pe care ați venit și în niciun caz să nu interacționați cu ursuleții. Orice gest, orice mișcare îndreptată spre pui ar putea fi interpretată de mama lor drept un pericol. Ursul nu zgârie, el omoară și nu face acest lucru ca să se joace. El atacă ca să se apere sau să vâneze. Pentru el este o chestie de viață și de moarte. Acest lucru, cât de oribil pare, îl fac pentru a-și asigura existența pe această planetă la fel ca noi. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor, în partea mea stângă am alte 2 clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.